Deschidem Sfânta Scriptură la Proverbe, capitolul 3, de unde citim versetele 5 și 6, tema pentru ziua de azi, în calendar, fiind anul făgăduințelor divine, este făgăduința călăuzirii. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Mesajul din seara aceasta, făgăduința călăuzirii, pleacă de la acest text. E ca un text de studiu biblic, am citit aceste două versete și le-am răscitit și apoi le-am citit din nou. Nu știu exact cât o să acoperim în seara aceasta, dar poate că împărțim în două mesajul și continuăm data viitoare. Pentru că așa cum și fratele Roberto amintea despre faptul că o mare parte din Biblie este scrisă în versuri, și proverbele și psalmii sunt scrise în versuri, în poezie. Și versurile au un mod specific de a prezenta, de a aborda adevăruri frumoase. Și aici, în versetul 5, în această frază, avem două subiecte și avem aproape același verb, identic, sinonim, încrederea e verbul, încrederea sau bizuirea, poate să fie același lucru, te încrezi în ceva sau te bizuiești pe ceva, sau te bazezi pe ceva. Verbul și într-o propoziție și în cealaltă este similar, dar subiectul e diferit. Există o exclusivitate în încrederea pe care trebuie să o dovedim noi în versetul acesta. Vreau să țineți versetul proiectat. Există exclusivitate pentru că una o exclude pe cealaltă. Dacă te încrezi în Domnul, nu te bizuiești pe înțelepciunea ta. Dacă te bizuiești pe înțelepciunea ta, nu te mai încrezi în Domnul. De aceea cuvântul spune, încrede-te în Domnul și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Prima parte exclude pe a doua. A doua poate să o excludă pe prima. Și e vorba de încredere. În ce ne încredem? Pe ce ne bazăm? Ori pe Domnul, ori pe înțelepciunea noastră. Oare de ce cel mai înțelept om care a umblat pe fața pământului, tocmai el care a căutat înțelepciunea, care a fost flămând după înțelepciune, care a iubit înțelepciunea, care ne cheamă la înțelepciune, tocmai el vine și spune, nu te bizui pe înțelepciune, nu te încrede în înțelepciunea ta, încrede-te în Domnul, tocmai El. De ce face lucrul acesta? Și aduc o simplă explicație. Înțelepciunea omenească, fără de Dumnezeu, rezultă în nebunie. Înțelepciunea și inteligența omenească, în momentul în care l-a exclus pe Dumnezeu, ajunge la nebunie. Și lucrul acesta îl descoperim în Romani, capitolul 1, de la versetul 21, dacă vreți să proiectați. Ascultați ce spune cuvântul și nu vă spun ceva nou. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit,
ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-a stins becul, s-a luat electricitatea, inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit, s-au lăudat că sunt înțelepți. Aveau motive să spună, domnule, suntem pricepuți, suntem înțelepți. În urmă cu 2000 de ani, imaginați-vă acum când merg pe lună, când aruncăm satelite câte vrem în jurul Pământului, când trimitem nave spațiale pe Marte, când știu eu ce vise au oamenii, progresul cunoștinței, a înțelepciunii omenești, a științei, îi determină pe oameni să se încreadă în înțelepciunea lor. Și aici spune, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au înnebunit, versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor sau în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Acesta e motivul pentru care foarte multe lucruri care se întâmplă la ora actuală în lume nu fac sens. Și nu le putem pricepe. Și ne uităm în jur, zicem, chiar că lumea a nebunit. Nu se poate, mă, dar într-o lume așa de avansată, când oamenii sunt așa de înțelepți, așa de priceput, tehnologie, informație peste tot, chiar să dea lumea în nebunie? Yes. Pentru că asta se întâmplă când oamenii îl elimină pe Dumnezeu. Nu mai are importanță cât de înțelept este omul, câte formule cunoaște, cât de performante sunt computerele. Nu mai are importanță cât de puternice sunt armele. Nu mai are importanță că putem să înconjurăm pământul de câteva ori. Toate acestea nu mai au importanță pentru că omul, prin faptul că nu-L recunoaște pe Dumnezeu, înnebunește în raport cu Dumnezeu. De aceea, nu-i bine ca omul să se bizuiască, să se încreadă în înțelepciunea lui, în priceperea lui, pentru că asta îl exclude pe Dumnezeu. Și trăim într-o societate bolnavă, o Europa bolnavă, o America bolnavă din punct de vedere moral, fără de Dumnezeu, în leagănul creștin, de unde a plecat Evanghelia, tocmai acolo sunt promovate cele mai murdare proceduri și păcate. Tocmai în locul de unde a plecat Evanghelia. Și unde a așezat Dumnezeu Evanghelia, nebuniile acestea care se întâmplă în țările civilizate, iată că nu se întâmplă între musulmani, nu se întâmplă între budiști, între asiatici, nu se întâmplă. Se întâmplă tocmai în țările la care cândva Dumnezeu le-a dat Evanghelia. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că deși oamenii se fălesc că sunt înțelepți, au nebunit, nu-L mai cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu îi lasă în voia minții lor blestemate. Vorbeam chiar astăzi cu copiii, cu fetele, cu ginerii, la masă, într-un timp așa de discuție și părtășie, că biserica creștină, după ce a primit recunoașterea Imperiului Roman, în anul 325, după aproximativ 70 de ani, în anul 393-394, a desființat jocurile olimpice, competițiile sportive le-a desființat. Biserica a avut așa o puternică influență asupra societății și a lumii, că în 70 de ani a reușit să oprească competițiile sportive. Pentru că biserica a spus atunci, jocurile astea olimpice au menirea ca să-L proslăvească pe om. Puterea omului,
rezistența omului, tăria omului, mușchii omului, inteligența omului. Competițiile acestea au menirea ca să-l proslăvească pe om. Și oamenii se adună împreună ca să proslăvească, să înalțe, să glorifice talentul omenesc. Și biserica a spus, așa ceva nu place lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-i de acord cu așa ceva. Dumnezeu e de acord că atunci când poporul lui Dumnezeu se adună împreună să-l proslăvească pe Dumnezeu. Și dacă oamenii se adună împreună ca să proslăvească pe oameni, tu ce cauți acolo? Așa a spus biserica și părinții bisericești, s-au scris cărți, volume s-au scris pe tema aceasta. Și biserica creștină în anul 393-394, repet, după 70 de ani, a reușit să aibă așa un impact asupra societății că au stopat jocurile olimpice, au umplut stadionul din Atena, că ei au început, grecii, cu vreo 700 de ani înainte de Hristos. Ei au început. Au astupat stadionul, l-au umplut cu pământ, sute de mii de tone de pământ și au făcut livadă. Au făcut livadă de copaci. Și în câțiva ani în urmă, când am mers în Grecia, în Atena, și mi-a arătat stadionul, și ei au povestit istoria. Ghidul de acolo ne-a spus ceva despre istorie și o zis, am scos iară pământul. Că după aceea, în urmă cu 140 de ani, s-a dezgropat din nou stadionul și din nou au început Jocurile Olimpice tot în Grecia. Cât impact a avut biserica în societate? Ce cuvânt greu de spus a avut biserica în societate? Și cât a decăzut biserica de atunci? Că acum avem competiții sportive între biserici. Avem echipe între biserici. Dar nu numai atât. Probabil că ați auzit, probabil că ați văzut. Și nu pot să nu tac. Nu pot să nu tac. Ați văzut, probabil pe YouTube, ați văzut, știu eu unde ați văzut. V-ați arătat de la unul la altul. Mă, uite ce s-a întâmplat. Dar nu vă mirați de chestia asta. Nu vă mirați. Că ăsta e semnul declinului. Deci asta e direcția în care merge lumea. Că acum în biserici neoprotestante, că de acolo începe, încă la catolici și la ortodoxi, e sfânta biserică, nu își permit oamenii. Dar la cei care spun că-s născuți din nou, plin de Duhul Sfânt, la ei se poate. La ei se poate să transmită pe ecran meciul de fotbal. Nu știu ce competiție a fost acum, o cupă mondială. Nu mă pricep, că nici nu vreau să mă pricep la chestia asta. Și au fost invitați frații la biserică să urmărească meciul. Am înțeles că nu numai finala, și semifinala. Poate că unii dintre dumneavoastră le-ați urmărit acasă, în timpul dumneavoastră. Nu știu dacă noi am avut slujbă în timpul ăsta și unii au fost acasă. Dacă s-ar fi întâmplat chestia asta, ar fi trebuit să-i mustre conștiința, să vină la mărturisire, să se pocăiască, Domnul să ierte și să schimbe atitudinea, pentru că Dumnezeu nu e în competiție cu sportul. Și oamenii au mers la biserică să urmărească meciul. Și păstorul, ca să apere o astfel de acțiune, ca să o apere, să o justifice, că trebuie, când se face un astfel de lucru, trebuie să-l justifici cumva, că te atacă lumea. Vin oamenii și spun, mă, e bine sau nu-i bine? Și trebuie să documentez că e bine. Și s-a folosit expresia că noi proslăvim pe Dumnezeu urmărind meciul. Wow! Wow! Man, cum putem să ne mințim singuri? Ne mințim singuri? Proslăvim pe Dumnezeu. Și cum să nu lăudăm pe Dumnezeu când vedem așa un talent ca și, nu știu, Messi? Ia să văd cine e sportiv. Cine mă ajută? Cum
cum să nu-L proslăvim pe Dumnezeu? Cum să nu-L lăudăm pe Dumnezeu când vedem așa un talent? Și cum să nu vină, de ce să nu vină frații la biserică să vadă meciul? De ce să nu vină? Doar e așa, dar facem și evangelizare, îi chemăm pe nepocăiți să vadă meciul la biserică. O să lucreze Duhul Sfânt atunci în timpul meciului, o să-i convingă pe oameni că-s păcătoși. O să-i convingă Duhul Sfânt că trebuie să se pochească, să se întoarcă la Dumnezeu. Cel mai greu e până să face chestia asta într-un loc. Că după asta să mai ridică alte biserici în care oamenii sunt firești, în care oamenii nu mai fac deosebire între ce-i sfânt și ce nu e, între cei dumnezeiești și cei lumesc. Sunt oameni între credincioși care nu fac deosebire. Pentru ei un total amestec. E un amestec, mă, o fi, nu o fi. Mă, dar nu e chiar așa de grav. Dar la urma urmei, ce păcat e ăsta? Și omul își găsește o scuză. Se fălește lumea, se fălesc oamenii că sunt înțelepți. Vai, vai de predicatorii și păstorii care duc oamenii înspre iad, că pentru ei Dumnezeu va avea o judecată mai aspră. Pentru că într-o zi o să stăm înaintea lui Dumnezeu și un om care stă, să zic, și n-are mare responsabilitate, care stă pe bancă în adunare, și care își vede de casa lui și de familia lui, cu el se va judeca Dumnezeu într-un fel. Dar cu predicatorul care se ridică la amvon și rostește cuvântul în numele Domnului și are înalta chemare de la Dumnezeu ca să-i cheme pe oameni la pocăință, la smerenie, la evlavie, la slujire, să se lase de păcate, să se lase de lume, să se lase de tot ce este rău, ce le întinează și mintea și inima și trupul, au înalta responsabilitate. Orice predicator, orice slujitor al lui Dumnezeu are această înaltă responsabilitate. Și dacă nu și-o face și îndeamnă pe oameni la lucruri care n-au nimic a face cu Dumnezeu, și să laudă că cunosc poate și istoria, să citească, să afle treaba asta, că sportul a fost desfințat în lume de biserică și nu trebuie noi să-l aducem în lume. Știu că unii au păreri și păreri și e de puțină importanță ce păreri ai tu, că tu poți să te cerci cu mine, dar nu te poți certa cu Dumnezeu. Întreabă-L pe Dumnezeu ce părere are Dumnezeu cu privire la ideile tale. Că eu sunt om și pot să greșesc. Stai de vorbă cu Dumnezeu, roagă-te și vezi ce are Dumnezeu de spus vis-a-vis de intrarea lumii cu asalt în biserică. Că se pare că e foarte greu ca să scoți lumea din inima unui om, foarte greu. Aici e luptă pe viață și pe moarte. E nevoie de puterea cuvântului și a Duhului Sfânt ca să iasă lumea din mine și din tine. Într-o zi Dumnezeu a lucrat prin cuvânt și prin Duhul Sfânt ca să ne aducă la pocăință. Numai cuvântul și numai Duhul lui Dumnezeu poate să aducă pe oameni la pocăință. Și lucrul ăsta nu e ușor de realizat. Nu e ușor. E o luptă duhovnicească pe viață și pe moarte. Dar dacă pe ăsta nu-l putem face, aducem lumea în inima oamenilor și în mintea oamenilor și le punem așa un amestec ca să nu mai știe oamenii, să nu le mai poată deosebi. Că atunci, next time, cu alte lucruri și apoi cu alte lucruri și cu cina Domnului și cu botezurile în glumă, botezurile ajung să se facă în glumă, predicatul să face în glumă, cina Domnului unii o fac în glumă, totul devine așa o glumă ca să fim happy, că vrem să fim happy. Everybody wants to be happy. Dar cât sunt acei care caută fericirea pe care o dă Dumnezeu, care nu poate oferi lumea, frați și surori, popor al lui Dumnezeu? Lumea nu poate oferi nici fericire, nici împlinire, nici ce are nevoie sufletul, nu poate oferi lumea. Numai Dumnezeu și numai cuvântul.
Și e ferice de noi dacă ne apropiem de cuvânt și de Dumnezeu. Și mă rog ca nu numai slujitorii lui Dumnezeu, dar toate familiile din biserică, toate familiile, și ăla care e mai slab, să se roage lui Dumnezeu, să-i dea Dumnezeu o gândire duhovnicească, să înțeleagă voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. S-au fălit oamenii că sunt înțelepți și au nebunit. Și dacă în biserică se întâmplă așa ceva, ce ne mirăm de cei din lume? Ce ne mirăm de ei în țările creștine? Și să nu ne mirăm că o să vină musulmanii și o să ia Europa în primire. Că la asta se lucrează, acum. Dacă Domnul ne mai dă ani mai mulți, așa, nu știm cât o să mai trăim, 10 ani, 5 ani, 2 ani, 1 an, 30 de ani, 20 de ani. Dar cei care sunt mai tineri, dacă Domnul nu vine și vă dă Dumnezeu șansa să ajungeți înspre bătrânețe, nu știu câți ani o să dureți, dar o să vedeți căderea Europei. Cu America, de asemenea, nu știm ce se va întâmpla. Nu știm exact care e planul lui Dumnezeu, dar de aici va pleca. Pentru că Dumnezeu a dat țărilor, acestora le-a dat Evanghelia și responsabilitatea ca să ducă Evanghelia mai departe. Acum aceste țări și-au întors spatele Evangheliei, au întors spatele lui Dumnezeu, oamenii nu mai sunt interesați de biserică și de sfințenie, în procente de 3%, 10% mai merg oameni la biserică. În rest, nu mai sunt interesați, dar și-au deschis brațele pentru păcat, pentru stricăciune, pentru a redefini căsătoria, pentru a schimba oamenii, pentru a schimba identitatea oamenilor, tot ce este împotriva naturii și împotriva lui Dumnezeu, să spună bun venit și să dea progres. Dumnezeu va face o judecată. Istoria va dovedi lucrul acesta, că dacă citim istoria în anii trecuți, în mileniile trecute, vedem că așa s-a ocupat Dumnezeu de Israel și biserica tot a mai trecut pe aici. A fost călcată în picioare de alte puteri care au venit din afară pentru că nu s-au încrezut în Dumnezeu, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și medicamentul, pedeapsa lui Dumnezeu pentru Europa va fi tocmai această invazie fără război și fără armată. Și se va vedea tot mai accentuat, deja se vede în unele țări, se va vedea tot mai accentuat. Și asta este judecata lui Dumnezeu și nu mă mir absolut de nimic, de ceea ce văd. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să mergem în direcția asta, frați și surori. Nu înseamnă că toată lumea e obligată să meargă înspre rău. Că Biblia îi cheamă pe oamenii care îl caută pe Dumnezeu, cine e sfânt să se sfințească, să-l caute. Îl iubești pe Dumnezeu, iubește-l mai mult. Iubești neprihănirea, iubește mai mult. Vrei adevărata fericire, ia Scriptura, ia cuvântul. Satură-te din el și bucură-te de ceea ce Dumnezeu îți dă și îmi dă din cuvânt. De aceea nu-i bine omul să se bizuiască pe înțelepciunea lui, ci să se încreadă și să ne încredem în Domnul. Câteva circumstanțe în care trebuie să ne încredem în Domnul și să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră. Câteva circumstanțe pe care le amintim. Când e vorba de o decizie, când e vorba de luarea unei decizii, e bine să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră, ci să ne bizuim pe Domnul și pe ceea ce Domnul spune. 1 Samuel 23 cu 2. David a întrebat pe Domnul când a ajuns la Țiclag: Doamne, să mă duc? El putea să zică: eu sunt general de armată, împărat făcut de Domnul, chiar dacă n-am ajuns pe tron, că Saul încă este pe tron. Are experiență în războaie, el putea să folosească înțelepciunea și priceperea lui și să formeze o strategie, dar a zis: nu mă pot baza pe ceea ce eu știu și pe capacitatea mea și pe strategia mea. Doamne, să mă duc sau să nu mă duc? Și Domnul a zis: du-te. Și Dumnezeu i-a dat izbândă. Când ai de făcut alegeri, decizii, rectific, când ai de făcut o decizie, e bine să vezi ce spune Dumnezeu. Pentru că după mintea și înțelepciunea noastră putem să mergem
într-o direcție greșită. Când e vorba de o alegere, de a face o alegere între două lucruri, sau trei, tot la David, în vremea lui mergem, când Samuel a fost trimis de Dumnezeu ca să lungă împărat, dar Dumnezeu nu i-a spus dinainte pe cine. Și Samuel, când a intrat în casa lui Isai, primul a fost Eliab acolo. S-a uitat la el, Samuel a gândit cu o înțelepciune omenească, sănătoasă, cum am fi gândit fiecare dintre noi. Ăsta e. Ăsta e alesul Domnului. Pe ăsta trebuie să-l lung. Și Domnul zice, nu. Oh, Doamne, dar Tu privești altfel? Da. Domnul vede ce Tu nu vezi. Domnul vede inima. Tu vezi ceea ce se vede la suprafață. Tu vezi aspectul. Domnul vede inima. Nu alege după mintea ta și după ceea ce tu vezi. Alege după ceea ce Domnul spune, după ceea ce Domnul vede. Nu te bizui, când e vorba de o alegere, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Când e vorba de ascultare, la ascultare, de multe ori n-ascultăm pentru că nu înțelegem tot planul lui Dumnezeu. În ascultare nu ne încredem pe înțelepciunea și priceperea noastră, ci pe ceea ce Domnul spune. Când e vorba de ascultare, când Domnul ne dă o poruncă, când Domnul ne învață, nu totul trebuie să fie 100% clar, că multe lucruri nu le putem înțelege pe deplin. De câte ori am mai amintit și m-am gândit la porunca pe care Dumnezeu a dat-o lui Iosua ca să cucerească Ierihonul, să înconjoare în fiecare zi cetatea odată, timp de 6 zile și a 7-a zi de 7 ori. Mă, dar nu face sens. Pur și simplu nu face sens. Încercați să găsiți sensul la chestia asta. De 7 ori. Bun, m-am dus odată. Nu-i destul odată. Ok, de 2 ori. Mă duc de 2 ori. Și nu era chiar o distanță simplă. De 3 ori. Bine, mă duc și de 3 ori. De 7 ori. La ce folos? La ce folos? Orice om care era acolo vrea să-și folosească inteligența și înțelepciunea lui, să zică, bă, Iosua, cam am, las o baltă, e prea de tot chestia asta. Dar Iosua și poporul a zis, Domnul ne-a zis, de 7 ori, noi așa facem, mergem de 7 ori. Pentru că e vorba de ascultare aici. Este mai important să asculți de Domnul decât să te bazezi pe ceea ce tu gândești, pe ceea ce tu știi, că Dumnezeu știe de ce spune ceva. Și Dumnezeu a onorat ascultarea și supunerea poporului și a lui Iosua și a dărâmat zidurile. A dărâmat pentru că poporul a ascultat. Mă gândesc că Domnul nu dărâma zidurile dacă ei se opreau după prima tură. Ziceau, noi nu mai vrem să mergem. Doamne, dacă vrei să dărâm, le dărâm, dacă nu, nu. Acolo unde e neascultare, Dumnezeu nu dă izbând. Acolo unde e ascultare, Dumnezeu dă har și binecuvântare. După mintea noastră de multe ori, doar după inteligența noastră, intenționăm sau avem tendința să nu ascultăm, că nu înțelegem 100%. Dar pe Dumnezeu, cine poate să-L înțeleagă? Cum putem noi să înțelegem tot planul lui Dumnezeu? Toate lucrurile lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu? Nu trebuie. Noi ne încredem în El. Dumnezeu binecuvintează ascultarea. Până și în rugăciune, ultimul lucru care îl scoate în evidență, până și în rugăciune nu ne putem bizui pe înțelepciunea noastră. Și în rugăciune, fraților, uitați ce spune Sfântul Pavel, Romani 8:26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Apostolul Pavel merge până acolo încât spune și la rugăciune, când vrei să te apropii de Dumnezeu, sunt momente în care mintea nu-i suficientă
Nu mai știm cum să cerem, nu știm cum să ne rugăm, dar Dumnezeu are soluția. Dumnezeu are soluția. Și Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrete. Duhul ne ajută. Și la rugăciune ne încredem în Dumnezeu și nu ne bizuim pe înțelepciunea și priceperea noastră. Suntem chemați de Dumnezeu să ne bizuim pe El, să ne încredem în El, să ne bazăm pe El. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân în picioare. Promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare. În El toate sunt da. Și noi zicem amin la asta și binecuvântăm numele Lui. Domnul să ne ajute în anul acesta în care intrăm, să ne încredem în El. Săptămâna viitoare, cu ajutorul Domnului, continuăm de fapt cu călăuzirea pe care Domnul ne-o dă și condiția pe care trebuie să, de care trebuie să trecem ca să fim călăuziți de Dumnezeu. Dar doresc din toată inima, pentru casa mea, pentru biserica Domnului de aici, pentru poporul Domnului de aici, din toată inima doresc să ne încredem în Dumnezeu, să iubim cuvântul, să căutăm interpretare corectă a cuvântului, să nu găsim loopholes în cuvânt, care ar fi portița de scăpare, pe unde, cum am putea să ocolim și totuși să zicem că mergem drept. Să ne ajute Dumnezeu să mergem drept. Să ne ajute Dumnezeu să slujim Lui, să ne ajute Dumnezeu să scoatem lumea din noi ca să ne umple El de Duhul Sfânt. Și nu să spunem bun venit lumii, că lumea oricum vine, oricum vine. Nu știu câți dintre noi suntem mai spirituale azi decât am fost cu 20 de ani în urmă. Știu câți dintre noi. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Lumea oricum vine. Omul slăbește pe cale naturală. Dar dacă nu-i atent, dar dacă n-are grijă. Imaginați-vă ce se întâmplă și cât de ușor și repede și urgent și grabnic poate să alunece un popor, o biserică și un om. Ce ușor pot să aluneci. Ne-a chemat Dumnezeu să rămânem în picioare. Mai mult, ce face toată lumea e treaba ei. Dar cât despre noi, cum ar zice fiecare în dreptul lui? Cât despre mine, eu și mai cine? Și casa mea, ce facem, fraților? Slujim Domnului, ne încredem în El, îl binecuvântăm pe El, ne ținem de El, că promisiunile Lui rămân în picioare și trec dincolo de puntea morții.